Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Luminița Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află astăzi domnul deputat Sorin Vrăjitoru, bine ați venit. Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți noua numire de premier a PNL-ului? Florin Câțu, fostul ministru al finanțelor publice, a fost desemnat ca viitor premier al României, deși a primit aviz negativ de două ori din partea PSD-ului. Da, este o surpriză din punctul meu de vedere, datorită faptului că, deci nu numai că a primit aviz negativ, la Senat a fost o moțiune simplă în care a căzut. A primit aviz negativ în Comisia de Specialitate. Guvernul care, din care face parte a căzut la moțiunea de cenzură. Din punctul meu de vedere, nu este o desemnare bună pentru situația și conjunctura actuală în care se află țara noastră, dar o să vedem săptămâna viitoare în momentul în care prezintă viitoarea formulă de guvern în Parlament. Cu toate astea, a fost desemnat ca premier. Poate că a fost desemnat ca premier în urma celor 10 miliarde pe care le-am împrumutat în 4 luni de zile de pe piețele externe și am datorat România cu 10 miliarde de euro, dar poate o să vorbim despre acest lucru în emisiune. Și ținem cont de faptul că Băsescu în perioada crizei a împrumutat România 20 de miliarde în 2 ani de zile. Cât s-a împrumutat România în 4 luni de zile? 10 miliarde. Se discută despre acea dobândă negativă sau... Da, dobânda negativă pe piețele externe în momentul în care, și mă uitam ieri pe un comunicat al CNN-ului, toate bursele, este cea mai mare scădere a burselor internaționale într-o singură zi și normal în momentul în care bursele scad, lichiditățile din piață vin cu dobânzi negative. Este și normal să împrumute cu dobânzi negative în situația și în contextul politic actual. Cu toate acestea, credeți că va trece acest guvern? Cum se va poziționa PSD-ul? Ce va face? PSD-ul nu va vota acest guvern. Este un guvern irresponsabil, din punctul meu de vedere, datorită faptului că în momentul în care avem prezența acestui coronavirus și în România, confirmată, avem acest context lângă în Europa, s-a confirmat și în Olanda ieri și avem și situația cu Italia și poate o să vorbim datorită faptului că în Italia noi avem 1.500.000 de români. Și aici fac o paranteză, stau și mă gândesc în momentul în care vin sărbătorile pascale, în care mulți români din Italia se întorc acasă și foarte bine că vin acasă la părinți, vin concediile în vară. O să creeze o stare de, pot să spun eu, de disconfort celor care vin, că trebuie să trecuți prin acele proceduri care sunt instituite la granița cu România. Și aici știți foarte bine verificarea celor care vin din zona contaminată și așa mai departe, toate măsurile legale și normale care sunt instituite. Probabil ne aflăm din acest punct de vedere abia la începutul crizei. Dacă vorbim despre coronavirus și lucrurile se vor precipita, mă gândesc, odată cu apropierea sărbătorilor pascale și intrarea în țară a unui număr tot mai mare de oameni plecați în Italia. Să revenim un pic la guvern. USR-ul și-a arătat disponibilitatea de a intra la guvernare de această dată. Cum vedeți acest lucru? Nu știu formula de guvern care ministrul desemnat va veni în Parlament. Sunt informații pe surse care, să spun așa, în momentul în care va prezenta guvernul în Parlament, atunci o să vedem cu ce formulă va veni. Dar, repet, Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern responsabil, mai ales că în momentul când ai primit 3 avize negative la rând, ai fost destituit prin moțiune de cenzură, moțiune simplă, aviz negativ în comisie, cum poți să vii să te pui în fruntea guvernului? Să faci ce? Să ne demonstrezi ce? Dacă va pica acest guvern, vor merge spre anticipate. Sunt create premisele pentru alegeri anticipate, dar din punctul meu de vedere și mesajul principal al Partidului Social Democrat în aceste condiții, repet, este protecția și protejarea populației de acest coronavirus și nu lupte politice inutile pe care le dorește PNL-ul și președintele țării. Ați adus în discuție coronavirusul. Cum vedeți că gestionează guvernul această situație? Ar trebui să facă altfel? Ar trebui să reacționeze într-un alt mod? Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit pus în fruntea guvernului sau vicepremier un specialist. Dau un exemplu, doctor Arafat sau eu știu cu totul alt
medic bun care știe exact problematica acestui virus și deciziile pe care trebuie să luate în mod cu celeritate, pot să spun, cu celeritate în situații de criză. Scăderea burselor, credeți că are o legătură și cu acest coronavirus, cu criza creată la nivel mondial? Sunt ferm convins. Toate țările merg pentru, din punctul meu de vedere, spre un protecționism atât economic cât și social. În momentul în care economia se gripează în anumite țări și aici, că tot am vorbit de Italia, Italia este unul dintre principalii parteneri economici ai României, iar economia se comprimă, intervine scăderea economică și această posibilă criză economică de care vorbește toată lumea. Deci, practic, se creează the perfect storm, acea furtună perfectă care poate genera o criză economică globală. Credeți că măsurile de prevenire au fost luate un pic cam târziu? Mă gândesc că foarte mulți italieni sau foarte mulți români plecați în Italia au intrat în țară în prima parte, până la confirmarea primului caz, fără să fie controlați, fără să treacă prin acel filtru. Abia acum, de curând, s-au cumpărat termometrele cele în aeroporturi. Credeți că au reacționat un pic întârziat, un pic... Nu, eu aș vrea să dau un mesaj de calm, un apel la calm asupra populației și din România și din Italia. Nu este cea mai mare nenorocire acest coronavirus sau ce se întâmplă. Avem exemple în lume. Fac o paranteză și vă spun că zilnic în lume se moare circa 20.000 de persoane mor de foame. Deci noi nu ar trebui să ne alarmăm atât de mult în ceea ce privește acest coronavirus. De asemenea, în același timp trebuie să ne luăm măsuri de precauție și să vedem cum putem să combatem răspândirea acestui coronavirus. Dar în niciun caz nu măsuri alarmiste și panica nu face bine. Am înțeles. Ce noutăți aveți de la Comisia de Agricultură? Da, pot să vă spun, fiind și membru al Comisiei de Agricultură, am acum pe circuitul parlamentar, am înregistrat pe circuitul parlamentar o inițiativă legislativă în ceea ce privește și agricultorii din România și aici mă refer cu precădere pentru cultivatorii de căpșuni și știm că și noi în județul nostru sunt anumite zone în care sunt importanți cultivatori de aceste fructe minunate pe care noi le mâncăm și aici mă refer la zona Radovanu, Sohatu, la Țepeș. Sunt multe zone în care avem acești cultivatori. Inițiativa legislativă a mea se referă la modificarea codului fiscal, legea 227, articolul 105, aliniatul 2. Sunt 14 categorii de produse vegetale care sunt scutite de la plata impozitului pe venit. O să merg cu această categorie cu căpșunile. Pentru fermierii care cultivă căpșuni până într-un hectar, sunt scutiți de plata impozitului pe venit. Depășesc acest hectar, intră în zona impozabilă. De impozitare, da. Deci este un mic ajutor pentru cei care își pun și munca, și speranța, și banii și investesc în această cultură, că știm foarte bine că agricultura este o loterie, să poate să se dezvolte și să poată să asigure stabilitatea financiară a familiei. Producătorii agricoli, în special cei care produc căpșuni, au o masă de desfacere, au o piață de desfacere sau în supermarketuri vom găsi în continuare căpșuni din Spania sau de unde mai importăm? Principalele motive care m-au determinat să scriu această inițiativă legislativă a fost și deficitul comercial pe minus pe care România le înregistrează cu piețele externe. Deci este inadmisibil noi să importăm căpșuni, să le vedem acele căpșuni mari, frumoase, tari, mm-hmm, prin toate magazinele și toate supermarketele. Dar fără gust. Iar producătorii români se chinuie cu ele și să nu aibă niciun fel de ajutor din partea statului, mm-hmm, român. Eu cred că inițiativa mea este foarte bună și va veni în sprijin și în ajutorul micilor producători. Mm-hmm.
despre legea 17 pe 2004, care reglementează vânzarea și cumpărarea terenurilor agricole. Știu că aveți noutăți. Da, suntem cu ea de ceva timp în Comisia de Agricultură. S-a făcut și o subcomisie de lucru cu toți factorii implicați, inclusiv cu asociațiile profesionale din domeniul agricol. Este o lege importantă pentru România. Vrem modificarea acestei legi. Vrem ca terenurile din România să rămână ale românilor și, bine, atât timp cât nu suntem constrânși sau nu suntem forțați de anumite regulamente europene, știind foarte bine, în momentul când am aderat la Uniunea Europeană, ne-am asumat și drepturi și obligații. Dar vom găsi căile necesare și suficiente, astfel încât terenurile din România să nu mai plece spre străini. Avem câteva modificări importante. De asemenea, trebuie modificată, din punctul meu de vedere, legea 31, legea societăților comerciale. Și aici vă dau un exemplu. Terenurile care sunt achiziționate pe firme, în momentul în când firmele se desființează, terenurile devin acționarilor, deci persoanelor fizice, putem să găsim căi legislative sau încercăm să găsim căi legislative astfel încât terenul din România să rămână aici la cetățenii români. Credeți că veți găsi susținere pentru aprobarea acestor modificări? Atât timp cât nu excede cadrul comunitar, legea nu excede cadrul comunitar, eu zic că vom găsi înțelegere și la colegii din Parlament care să voteze această lege, repet, extrem, extrem de importantă pentru România. Despre domeniul piscicol, ce ne puteți spune? Suntem un județ cu foarte multe bolți, cu... Noi am făcut un pachet legislativ vis-a-vis de susținerea producătorilor români și a fermierilor din România. Este inadmisibil să exportăm în continuare materie primă și să importăm pâine congelată, să importăm porc, să importăm pui, să importăm ouă, să importăm pește, să importăm de toate. Și în emisiunea trecută vă spuneam că avem pe balanța comercială avem un sold negativ de 1 miliard de euro pe anul 2019. În acest sens, în acest pachet legislativ, am abordat și sectorul piscicol. A fost promulgată în luna ianuarie în monitorul oficial de această lege, legea 28 pe 2020. Putem face pește sau să venim, de fapt, să venim în ajutorul sectorului piscicol cu această lege care permite celor care investesc un ajutor de stat până la 80% nerambursabil. El se desfășoară prin direcțiile agricole județene. Este același principiu care a mers și pe porc și pentru pui. Există ajutoare acordate de guvernul PSD către fermieri sau producătorii agricoli pe care actualul guvern a reușit să le taie? Sau? Există acest pachet legislativ și mă refer și pentru porc și pentru pui. El a fost diminuat, el a fost subfinanțat. În acest sens, în cadrul Comisiei de Agricultură, am făcut o interpelare către domnul ministru al Agriculturii. Ni s-a promis că la rectificarea bugetară din luna iulie vor veni sume suplimentare pentru cele două sectoare. Dacă nu vom înțelege că este o prioritate dezvoltarea sistemului agricol din România, zootehnizarea agriculturii și nu vom face mâncare ieftină aici în România, atunci nu am înțeles nimic din ceea ce se întâmplă în toată lumea și în țările din jurul României. Despre sistemul de irigații, știu că s-au făcut foarte multe investiții la nivel de județ. Ne puteți spune ceva? Fermierii se plâng pentru că a fost un an secetos, până în momentul de față deficitul de precipitații este destul de mare. Ce ne puteți spune în domeniul irigațiilor? Sistemul de irigații are o subfinanțare și anul acesta este un necesar care a fost comunicat Ministerului din partea Comisiei de Agricultură. La fel, ni s-a promis că la rectificarea bugetară din luna iulie vor fi arondate sume consistente acestui
acestui sistem de irigație și sistemului antigrindină, fiindcă ele la un moment dat se întrepătrund, sistemul antigrindină este de fapt, se numește sistem antigrindină și de creșterea precipitațiilor pe zonele de sud ale României, care știți foarte bine, în perioada de vară se instalează seceta și mai ales în momentul de față în care am avut o iarnă fără precipitații, nivelul de apă în sol este foarte mare. Da. Totuși, rectificarea va veni în luna iulie. Fermierii au nevoie de irigații acum, la început de primăvară. Vor face față? Există probleme în teren? Ați primit astfel de semnale din partea lor? Sistemul de irigații nu vine să asigure o etapă de creștere a culturii. Vine punctual să asigure în momentul în care este acel deficit de apă și să ne țină plantele în viață. O să vedem dacă până în luna iulie actualul guvern face ceva pentru acest sistem. Dacă nu, o să venim cu interpelări către actualul guvern sau ce guvern va fi până atunci, că avem aici guvernul Orban 1, Câțu 1, Câțu 2, Câțu 3, nu mai știm câte guverne o să avem până atunci și, repet, instabilitatea politică a țării și sper să nu am dreptate, să nu genereze o instabilitate economică care va genera o criză economică. Vreau să fac un apel către președintele României și către guvernul PNL să dea dovadă de înțelepciune și să vadă exact problemele care se confruntă România în acest moment și să lăsăm demagogia și luptele politice astfel încât să putem să avem o abordare unitară a tuturor forțelor politice cu acest virus, cu coronavirusul. În încheierea emisiunii se apropie 1 martie, dacă doriți să transmiteți un mesaj doamnelor și domnișoarelor. Cu siguranță pentru doamnele și domnișoare le urez un gând bun și o primăvară frumoasă. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc.